au fost unele discuții de la mai mulți părinți, că na, ăla nu juca, erau nemulțumiți și a fost o, cum să zic, l-au dat afară. Pe preoteasă. Pe domnul preoteasă. Da. Nu știu de ce, dar l-au dat afară. Acum nu vorbesc în prisma mea. Ok. Și a venit alt antrenor. Și ce să mai zic, s-a schimbat tot. A început și el să cunoască lotul, să vadă ce și cum. Dânsul na, era antrenor, avea o mașină frumoasă, era un domn elegant, mă înțelegeți dumneavoastră. Uh-huh. Și îmi bătea propriu, în glumă, Stane, când ai tu o sticlă de whisky? La mișto, na. Da. O dată, de două ori, eu am zis, mamă, uite, că eram copil. Ce îmi zice domnul profesor, să-i dau o sticlă de whisky, să... Lasă, mamă, că zice și el că, na, poate a fost ziua ta și n-ai dat, dar eu am dat în vestiar sucuri la copii, la băieți acolo, bomboane. Și se repeta lucrul ăsta. Și în nu afară jucam. De whisky ți mai cerea ceva, nu, îți mai bătea apropo? Nu, de ce să min, nu. Da, și... sticlă de whisky îți cerea. Da, da, da. Vrăjeală, ce să... Așa. Și când am simțit că nu joc, nu mai am băgat deloc. Deci nu te mai băga. Nu. Și cu toate că la antrenamente trăgeam tare, adică eu sunt serios. Ce pot aia fac? Eu unul trag de mine, nu fur, nu... Și nu mai jucam. Așa. Am ales să plec și m-am întors înapoi la Steaua, am vrut să mă întorc. Dar zi-mi o chestie, nu-i dai numele antrenorului ăsta, nu? Nu, nu, nu. Bine, nu vreau, știi că va fi foarte ușor de găsit, știi de ce? Pentru că ai spus că a venit după preoteasa imediat. Nu contează, eu nu-i și spun... Și cei care îl caută îl vor găsi chiar dacă, imediat, știi? Da, dar nu, nu vreau să dau nume pentru că poate, v-am zis, mai am o portiță deschisă, că am mai văzut cazuri la mulți fotbaliști care după ce au plecat de la echipa respectivă... Dar de ce unul îi dai numele și altuia nu-i dai numele, te întreb eu? Sincer să vă zic, da. Nu mai suport. M-am săturat. Da, dar celor care, cărora nu le dai numele, de ce nu le dai numele? Pentru că... Se teamă de ei cumva? Nu, nu, nu? Nici teamă de nimeni. Simt eu că, na, chiar dacă nu m-au băgat, să zicem, relația între mine și ei a da. Fost una falsă, dar da. Plăcută, să vă zic. Adică aha. nu mi-au spus direct în față sau nu m-au lovit așa rău okay. ca acești oameni care le dau nume. Aha, cărora nu le dai numele. Da, uh-huh. da, da, da.